deși nu suntem un județ dezvoltat foarte bine, iată că și de data aceasta au înțeles problemele cu care se le întâmpină cei din județul Galați și cu toții au dat o mână de ajutor. Le mulțumesc în numele dumneavoastră. Cu dorința de a sprijini în continuare locuitorii afectați de inundații din județul Galați, cei din conducerea Consiliului Județean Giurgiu l-au contactat pe vicepreședintele aceleiași instituții din Galați. Joi am luat legătura cu Consiliul Județean Galați, doamna vicepreședinta Consiliului Județean Galați. Acesta din urmă a menționat că haine și alimente au tot primit, astfel că a precizat o serie de lucruri de care au mare nevoie locuitorii comunelor afectate de inundații. Printre acestea s-au numărat și produse de igienă, precum săpun. Și am cumpărat următoarele produse necesare pentru sinistrații din județul Galați. 2080 de găleți, 1136 de ligiane, 210 mături cu coadă, 1000 de prosoape, 4000 de perechi de ciorapi, 750 de perechi de chiloți de damă și bărbătești, o tonă de zahăr, o tonă de ulei, o tonă de orez și 3500 de săpunene. Banii folosiți în achiziționarea acestor bunuri au fost împrumutați inițial de la doi primari din județ și urmează să fie returnați de Consiliul Județean, după ce în ședința extraordinară de luni dimineață a fost aprobată suma de 40.000 de lei pentru ajutorarea gălățenilor. Tot atunci a fost precizat motivul pentru care banii au fost împrumutați și nu s-a mai așteptat până la aprobarea sprijinului financiar, cât și modul în care banii au fost cheltuiți. Pentru că astăzi trebuie neapărat să ducem produsele, pentru că sunt multe produse alimentare perisabile și așa, deci nu puteam să mai întârziem. Fiecare produs pe care l-am primit, donații, a fost înregistrat de la cine a venit, în ce cantități, da, tot. Vorbiți cu Consiliul Județean de așa natură încât avem o procedură legală să nu existe nici cea mai mică suspiciune că am făcut altceva decât trebuia cu aceste produse. În ajutorul celor afectați de inundații au venit și simpli giurgiuveni care au donat bunuri materiale, cât și bani. Printre cei care au acordat sprijin sinistraților din Galați, se numără și patronul unui lanț de magazine din municipiu, cel care a donat produse alimentare. Este vorba despre Milan Peicea, cel care tot luni a încărcat donațiile pentru a fi transportate în localitățile gălățene cu probleme.